Bun găsit, dragii mei! Suntem Azi Aicescu, sunteți la Gândul Live și vă mulțumesc pentru asta. Suntem în sfânta zi de Crăciun, așa că toate gândurile mele bune vin către voi. Știu, n-a fost un an ușor deloc, însă Crăciunul, trebuie să recunoașteți, are un fel la lui de a fi magic. Și mă refer aici la mirosul de cozonaci, la dorința ca acest timp pe care îl petrecem în familie să fie probabil și cel mai bun leac pentru suflet. Astăzi vă propun să stăm de vorbă cu un om tare drag mie, un om care a reușit să treacă și peste momentele grele, să fie la înălțime și să zâmbească și mai ales să fie un minunat profesionist. E alături de noi Iuliana Tudor, realizator TVR, vedeta populară. Bun găsit, Iuliana! Ce faci? Bună dimineața! Crăciun fericit, putem să ne spunem asta și cred că este și pentru noi un moment în care, hai să văd copilul din tine, îți mai aduce aminte cum căutam în dulapuri când eram copii, în speranța că o să găsim cadoul de la moș? Să știi că îi povesteam meu că pentru mine Crăciunul înseamnă mirosul ăla de portocale și de banane pe care le țineau părinții mei pe șifonier. Pe vremea lui Ceaușescu era greu cine găsea banane, portocale, colată chinezească și mai știu eu ce alte delicii, o sticlă de Pepsi, erau lucruri pe care le trăiam doar de Crăciun și parfumul acela, mirosul de portocale și de banane din casă, dacă vrei, mirosul copilăriei cumva și, normal, mirosul de cozonaci. După care, vezi, am încercat să păstrez foarte mult pentru Tudor și chiar și pentru mine, pentru că ne face bine și nouă, adulților, colindatul. Și în fiecare an mergem la colindat. Anul acesta o să colindăm cumva în familie sau pentru prieteni, așa, uite, prin intermediul telefonului, video, o să sunăm prietenii lui, prietenii noștri și o să ne colindăm, tocmai pentru a nu pierde spiritul ăsta. E cea mai frumoasă perioadă din an, este cumva partea aceea de liniște și poate și partea aceea de bine a acestui an, care n-a fost deloc ușor. Știi ce mă gândeam, Iuliana, apropo de ce spuneai, colindători, zilele acestea am și primit cumva vizita, deși știu că în mod normal n-au voie, dar a fost pentru prima oară în viață când am văzut colindători cu mască, ceea ce într-adevăr e un pic ciudat. E clar că anul ăsta sărbătorile sunt la fel, exact cu pacea aia de care, la care făceai referire, cu liniștea aia atât de care avem atât de multă nevoie, dar sunt atipice pentru că noi ne-am schimbat tot anul și pentru că ne apropiem așa cumva și de un soi de bilanț. Cum ți-a fost anul, Iuliana? Uite că nu m-am gândit așa neapărat la un bilanț, pentru că ăsta e un an în care nici nu mai poți să faci niciun fel nici de predicții, nici de analize, nici de nimic. Pentru că orice gând pe care l-ai în a face o analiză, știi, se năruie a doua zi, ai văzut bine când totul se schimbă. A fost complicat, dar am învățat foarte multe. Cred că, vezi, bunica mea spunea că în situații grele rezistă și rămân oamenii puternici. Ce înseamnă om puternic, i-am spus atunci? Omul ăla care știe să se adapteze la orice vine. Și cred că anul ăsta e pentru noi toți un an în care trebuie să ne adaptăm, să învățăm să ne adaptăm la un nou mod de viață, să luăm lucrurile ca atare, să scoatem tot ce e mai bun din situația pe care o avem în față. Și cred că, vezi, dacă ar fi să văd partea plină, pentru că așa vreau să văd, a acestui an, este faptul că am învățat să nu mai fac, știu eu, predicții pe foarte mult timp înainte. Să mă bucur mai mult de ziua de azi. Uite, să mă bucur de întâlnirea cu tine, de faptul că stăm de vorbă și de clipa asta. Să mă bucur și să trăiesc mai mult în prezent. Apoi, cred că anul ăsta m-a educat odată în plus în legătură cu relația cu semenii. Am fost mult mai conectată anul ăsta cu comunitatea, fie prin campaniile duse alături de Crucea Roșie, fie prin pur și simplu cercul de prieteni care fie au apelat la ajutorul meu, fie au avut nevoie de niște informații și așa mai departe în această perioadă legate strict de pandemie. Cred că a fost și mai multă rugăciune în familia noastră în anul ăsta. A fost mult mai multă apropiere sufletească și, vezi, dorul față de public, mi-a fost dor de scenă, de platou, de întâlnirea cu oamenii la modul direct, cu artiștii. Dorul ăsta, la fel,
schimbă niște lucruri și prețuim altfel atunci când ele lipsesc ceea ce ne este dăruit. Și vezi, sunt destule motive și pentru partea plină a paharului. Dar, într-adevăr, e un an pe care o să-l trecem cu toții la anii urâți și grei. Știi ce mă gândeam, Iuliana? Cred că nici n-ar trebui să facem asta. Chiar dacă e foarte clar că pentru noi toți a fost un an absolut dificil, dar cred că dacă facem, apropo de flexibilitate, exercițiul ăsta să trecem 2020 la un an pe jumătate bun, din start înseamnă că am învățat o lecție. Să știi că te ascultam și îmi dădeam seama că am învățat aceleași lecții. Bine, mă mai zbat un pic cu flexibilitatea pentru că amândouă suferim de o boală care se numește control freak și atunci e destul de dificil să spui, știi ceva, hai să trăim azi, dar să știi că este una dintre lecțiile pe care le-am învățat și mi-am dat seama pe final de an că această lumină pe care o poți primi doar dacă te gândești la ce ai azi de trăit, e extrem de valoroasă. Dar asta eram curioasă după ce momentul, ca și cum ar fi așa, ca și cum am avea o baghetă magică, dacă de mâine lucrurile ar fi diferite, ce ar face Iuliana Tudor? Trei lucruri, primele trei lucruri și ți le mărturisesc și eu. I-am scris și moșului și parte dintre ele s-au și întâmplat, dar mai am în tolbă câteva lucruri pe care aș vrea să le fac. Vezi, cred că aș alege în mod sigur să ies cu Tudor, să călătorim. Ne dor să exact. Călătorim. Mi-e dor foarte tare, repet, asta de o piață plină de oameni cărora să le vorbesc. Mi-e dor de întâlnirea cu artiști în număr mare. De lucrurile astea cred că ar fi primele lucruri pe care aș vrea să le fac. După cum mi-ar plăcea foarte tare să cred că mă voi întâlni cu oameni mai buni după anul ăsta. Cred că acesta ar fi primul lucru pe care mi l-aș dori, să fim un pic mai buni, pentru că, vezi, anul ăsta cred că a rupt foarte mult și din ce înseamnă umanitatea speciei. Atunci când e greu, știi, se dezvăluie până la urmă mult din mizeria umană și, din păcate, în special în spațiul public, lumea e acum extrem de polarizată. Ori, cred că asta mi-aș dori în 2021, să revenim un pic la ceea ce ne definește ca oameni. E foarte important pentru că simt că este cumva un atac general asupra valorilor umane și atunci n-aș vrea să fie mai multe mașini decât oameni. Există, în mod cert, o tendință în sensul ăsta, mai acum, mai ales acum în perioada asta în care suntem mult mai mult în online. E foarte simplu să stai pe tușă și să-ți dai cu părerea despre Iuliana Tudor, despre Emma Zeicescu, despre alți oameni care se chinuie în fiecare zi să rămână acolo. De ce? Pentru simplu motiv că și tu și eu, mai presus de luminile rampei, cum îmi place mie să spun, avem un crez la care n-am renunțat nici în pandemie și nici în cealaltă viața noastră, acela că putem construi câte un pic, câte un pic și în oameni, dar și într-o societate cum ea, polarizată, că bine ai spus. Pe de altă parte, mă gândeam acum ce cadou aș face societății românești. Aș face puțin mai multă toleranță. Cred că aici suntem destul de... Cred că moșul, dacă n-a adus, ar trebui să aducă așa și ne facem că n-am văzut că a venit pe ultima 100 de metri, un pic de toleranță, pentru că prea știm noi toți. Hai să o recunoaștem. Fiecare are adevărul lui și atunci cred că de aceste sărbători mi-aș dori un pic să ne așezăm și să ne privim în ochi și să spunem, înțeleg prin ceea ce treci. Cred că e foarte important să mărturisim asta, pentru că tendința naturală este să spunem n-ai făcut aia, n-ai făcut aia, de ce nu gândești așa, de ce nu gândești așa. Oamenii trăiesc povești diferite. De ce nu suntem oare mai cu sufletul mai spre a-i înțelege pe ceilalți? Ce ne-a făcut să ne abrutizăm așa cumva, Iuliana? Vorbeam chiar și cu colegii mei despre asta. Vezi, noi lucrând în zona asta a valorilor tradiționale, vorbim foarte mult despre valorile unui trecut care se pare că devine tot mai desuet cumva. Din păcate, vezi, trăim nostalgia unor valori ale unui timp în care oamenii credeau în alte lucruri. Acum trăim un proces de schimbare aproape fundamental și de aceea teama mea, cel puțin,
în legătură cu valorile astea pe care ușor-ușor le pierdem. Da, asta ne face un pic mai duri, un pic mai intoleranți, un pic mai însingurați, un pic mai individualiști, egoiști și cum mai vrei să spun. Cred că este lipsa acută a promovării chiar acestor valori. Umanitatea în sine e o valoare despre care se vorbește prea puțin. Pentru copiii noștri, vezi, de la școală până la familie, până la societate în sine, ei trebuie să vadă, să se întâlnească cu valorile astea, tocmai ca să putem vorbi de ele la timpul prezent. Să spui, te rog, mulțumesc, iartă-mă, să ai grijă de celălalt, cum spui, să-ți pese de ce se întâmplă în jur, cu cei din jur. Sunt valori despre care se vorbește tot mai puțin, chiar și în spațiul public. Apetitul pentru rău îmi doresc să nu încline balanța, cel puțin, uite, la nivelul ăsta în spațiul public. Și uite, asta cred că e și datoria noastră. Spuneai că suntem genul de persoane care nu ne lăsăm și ne place să facem în continuare. Asta vine și dintr-o încăpățânare, dacă vrei, a unor oameni care fac asta cu pasiune. Și mă gândeam că, uite, pandemie fiind, am reușit să facem producțiile noastre, Vedeta Populară, în condiții grele, dar am reușit lucrul ăsta, să le putem oferi oamenilor spectacol în continuare și bucurie, dincolo de griul din jur. Tu îți faci meseria ca jurnalist în continuare, iată, în această fereastră care până la urmă leagă în continuare oamenii și e foarte bine că se întâmplă așa. Deci se poate. Ideea de a construi vine până la urmă de la fiecare dintre noi. Depinde de mine, cum depinde de fiecare, să facă ceva acolo unde este. Vorbeam, de exemplu, Tudor face scrimă și în perioada asta foarte grea, antrenorii lui au ales să construiască o sală de sport. Deci în timpul ăsta se construiește o sală de sport. Mi se pare extraordinar că sunt oameni care investesc în continuare, deși nu știi ce va fi la anul. Nu știm ce ne așteaptă. Dar vezi, sunt proiecte care se fac în continuare. Și cred că despre oamenii ăștia e nevoie să vorbim în timpul ăsta. Mă gândeam acum, în timp ce te ascultam, Iuliana, marea mea frică în viața asta, până închide ochii, este ca fix ca răul să nu încline balanță. Eu tot cred că suntem oameni, mă rog, cei care vor să vină în gașca noastră. Cine nu dorește, nu dorește. Până la urmă, suntem suma tuturor deciziilor pe care le luăm în viața noastră. Dar în gașca asta, oamenilor care vor să fie un pic mai buni, care vor să înțeleagă că pot să ducă mai departe un anume tip de energie, energia asta ce face? Ea practic construiește, da? Nu deconstruiește. Și atunci nu e foarte simplu, pentru că atunci când construiești e nevoie de efort. De-aia oamenii, să zicem, răi, depinde de sistemul de referință în mod evident, par un pic mai relaxați întotdeauna. Cei care construiesc sunt un pic mai obosiți și de-aia uneori, când mă regăsesc în alți oameni și cu aceleași trăiri, îți spun ceva. Ești un fel de Crăciun pentru mine, pentru că mi-ai validat toate temerile, dar și senzația aia de optimism care e foarte greu de menținut la finalul unui an, în care te simți, cum să spun eu, nu știi dacă mai ești în concordanță cu vremurile. Te-ai simțit vreodată, mai ales gândindu-te la sărbătorile astea, ca fiind, mai poate sunt prea exigentă, eu știu cum ești ca profesionist și știi și tu cum sunt și eu. Și uneori asta pare să fie așa, de asemenea, desuet. Pare că e atât de simplu să fim superficiali, indiferent de retorică și indiferent de acțiuni, încât uneori te întrebi, dar de ce mă agit? Așa că dacă te ajută cu ceva, îți întorc cadoul și îți spun, e ok să simți ceea ce simți. Cred că și Moș Crăciun are întrebările lui în perioada asta. Dar pentru că vreau să mă duc un pic către Tudor, cum a trecut el prin toată perioada asta de adaptare, ajungând, e drept, e mai măricel, dar nu e, știi cum e, noi ne chinuim, da, păi ei care trebuie să înțeleagă niște mecanisme pe care nici noi nu le ținem așa sub control. Cum ai reușit cu el? Tudor e, spre norocul meu, un copil extrem de receptiv și foarte, foarte înțelegător. L-am și obișnuit, e adevărat, cu explicații. Nimic nu se face fără o explicație, fără o argumentare, tocmai ca să înțeleagă de ce e bine să faci un lucru sau altul. Și atunci despre pandemie i-am vorbit la modul natural, la modul firesc. Trebuie să respectăm niște reguli, dar asta nu înseamnă că ne schimbăm comportamentul. Mai ales în raport cu copiii. Nu ne depărtăm de ei,
nu ne purtăm ciudat, nu tratăm diferit pe cineva doar pentru că există acest virus. Ne spălăm pe mâini, purtăm mască, ne jucăm în continuare, avem același tip de relaționare, dar, desigur, păstrând această minimă distanță și atenție, dacă vrei, la propria persoană și la cei din jur. Am încercat atât cât a fost posibil să îi povestesc că de-a lungul istoriei pe planetă s-au întâmplat astfel de momente și că e foarte important tocmai atunci să arătăm că putem să ne adunăm și să fim împreună, să respectăm niște reguli, tocmai ca valul ăsta uriaș să treacă. Depinde de și de tine și de mine să putem să contribuim la binele viitor. Am înțeles lucrurile astea, ne-am străduit în familie să-i păstrăm jocul, să-i păstrăm relația cu oamenii, chiar prin intermediul telefonului. E foarte important în perioada asta pentru copii să aibă parte de mesaje pozitive, să nu transferăm fricile noastre ale adulților, mai ales pentru ziua de mâine. Sunt foarte mulți oameni pentru care, știu eu, serviciul se află sub semnul întrebării, masa, mâncarea pentru ziua de mâine, de asemenea, e sub semnul întrebării, traiul zilnic, problemele acestea, să încercăm cât se poate să nu le transferăm copiilor, pentru că pot genera traume foarte mari pe termen lung. Iar vezi povestea asta cu școala online, la fel, e chiar o problemă. Cum v-ați adaptat la povestea cu școala online? Nu-i place lui Tudor, nu-mi place nici mie, dar nu avem încotro. Și atunci, având parte și de un pedagog extrem de bun, care i-a ținut în frâu chiar și în condițiile astea de online, am avut șansa de a păstra pe linia de plutire, să spunem, actul pedagogic, care, repet, după părerea mea, e trunchiat în forma asta. Sper din toată inima să se renunțe cât mai curând și copiii să meargă în continuare la școală. Gândiți-vă că ei stau numai în casă. Eu îl văd, i s-a schimbat și culoarea feței. E mult mai palid, nu mai are tipul de relaționare cu copiii, pauzele, povestea aceea care se întâmplă față în față. Asta înseamnă, pe termen lung, vor fi pierderi foarte importante, de care acum nu ne dăm seama la nivel psihologic. Și chiar cred că, uite, apropo de această chestiune, cred că am putea să ne facem de aceste sărbători un alt mic cadou, e drept tot emoțional, să ne gândim cu seriozitate, atât pentru adulți cât și pentru copii. Și nu vreau să par așa un Crăciun în care ne orientăm foarte tare spre dezvoltarea personală, dar eu cred că dacă după această perioadă am vorbit fiecare dintre noi cu un om specializat, s-ar putea să fie un cadou mai important decât să, cum să spun eu, să ne aducă moșul tot felul de chestii materiale pe care ni le dorim, bineînțeles, că de-aia dimineață stăteam să mă uit să văd dacă a fost harnic moșul sau nu. Dar cred că mai degrabă este despre ce a sădit în interior și bun și rău un an care nu ne-a avertizat. Eu cred că de asta ne-a dat foarte tare peste cap anul ăsta și ne-a schimbat și perspectiva despre sărbători. Dar mai e o curiozitate, ca să nu pară că suntem într-o zonă așa de pragmatism, că și semănăm la energie astăzi. N-am înțeles o chestiune. Crăciunul în familie și vai ce jale, acum trebuie să petrecem sărbătorile acasă. Niciodată nu le-am înțeles sensul altfel. Tu? Pentru că, na, dacă Crăciunul nu e în familie, atunci unde e? Vezi, e și o reîntoarcere asta la ceea ce înseamnă valorile vechi, valorile alea sănătoase. Pentru că, da, sărbătorile se petrec doar în familie, doar cu membrii familiei. Așa e de când lumea. Așa sunt sărbătorile creștinești toate la noi. Uite, poate și despre valorile creștine. Vezi, acum se vorbește un pic mai mult. Ne întoarcem cumva la credință, la respectul pentru ziua de duminică, în care nu trebuie să muncim. Respectul pentru masă. Masa este un moment sfânt, e sacru. Te întâlnești cu familia, stai de vorbă, împărtășești lucruri care țin de fiecare și te bucuri. Te bucuri. Pentru cei care poate, da, Crăciunul însemna o vacanță în altă parte, Revelionul la fel,
știm sigur, înseamnă o petrecere și așa mai departe, poate fi frustrant, îi înțeleg și na, e dificilă perioada. Dar pledez și voi pleda în continuare pentru faptul că sărbătoarea Crăciunului înseamnă înainte de toate, înseamnă înainte de toate nașterea Domnului. Și atunci, vezi, colindul despre asta vorbește, despre nașterea Domnului. La asta trebuie să revenim, la asta trebuie să ne întoarcem. Și să ne mai întoarcem la ceva și nu o să pară o ipocrizie. Mie îmi place foarte tare portul tradițional românesc. Mi-ar plăcea să-l integrăm mai mult în viața noastră de zi cu zi, fără a ne duce nici în extrema influencerilor, dar nici în extrema celor care zic, vai, dar ea românească. Pentru că tu știi mai bine despre ea românească. Dăm două, trei detalii despre proiectul tău. Este un proiect la care am visat timp de 10 ani, a venit Tudor și l-am amânat, iar în 2019 am ales să începem filmările. E un proiect, cred eu, necesar. Era nevoie de un film despre Ia românească, un film care să reașeze, dacă vrei, cămașa tradițională acolo unde este locul, în patrimoniul național și, de ce nu, universal. Am reușit, sper, prin acest film, ca pentru fiecare privitor, veșmântul românesc, numit Ie, să aibă altă valoare, să știm ce purtăm și să avem un pic mai multă informație despre tot ce înseamnă munca acestor femei, creatoare anonime, care de-a lungul secolelor cunoșteau alfabetul Universului mult mai bine decât îl știm noi astăzi. În cusăturile acelea se găsește o lume cu totul specială și atunci când o porți, ea are rol protectiv, ea te însoțește toată viața, femeile se mormântau cu acea cămașă. Sunt povești extraordinare despre care am vorbit în film prin intermediul femeilor invitate acolo. Gândește-te că o femeie își punea problema cum să nu mă îmbrac și să plec dincolo altfel decât în ia aceasta. Bărbatul meu așa mă recunoaște dincolo, după ia aceasta. Mi s-a părut fantastic, e o lume atât de frumoasă și despre care merită să vorbim acum, tocmai pentru că e pur românească. Și am descoperit, uite, și în secolul în care trăim, un atelier în care în continuare femei cu studii superioare merg acolo și învață să coasă. Învață semne cusute în atelierul Ioanei Corduneanu, o lume la fel a modernului, în care femeile aleg pur și simplu să se oprească din goana asta nebună și să se aștearnă în fața pânzei și să coasă. E ce, un minunat, ce minunat ar fi, Iuliana, să poți să vezi cumva, dacă ai, așa, dacă ai putea vedea ca o hologramă, uite, asta ar fi un cadou minunat de Crăciun, dacă ai putea vedea ca o hologramă ce gândesc femeile timpurilor noastre atunci când cos. Pentru că trecând peste faptul că este un obicei absolut liniștitor, este genul de obicei care te face să te duci un pic în tine, să te interiorizezi, să te duci în introspecție și mi-ar plăcea să pot să văd povești, de la povești de dragoste până la povești de familie, până la povești care ne arată o România așa cum e, pentru că asta e România care nouă ne place, nu cea care dansează sarabanda, ca să fiu și eu un pic malițioasă, de Crăciun. Trebuie să fie cineva grinci de Crăciun, nu? Uite, m-am îmbrăcat și în verde. Normal. Să știi că, într-adevăr, femeile acestea, asta mi-au mărturisit. Venim aici, unu, să ne relaxăm, doi, să ne regăsim ca femei. Pentru că și feminitatea, atunci când coși, te duce cumva la rostul tău esențial. Ca femeie, grijile zilnice fac parte, nu, din rostul nostru. A coase, a crea ceva pentru copii, pentru bărbatul tău, pentru, știu eu, nuntă, pentru înviere și așa mai departe, uite, face parte din rostul femeii. Și mă bucur că în acest film se regăsesc toate aceste lucruri. Am și găsit oameni care au crezut în ideea mea, în proiectul meu și le mulțumesc tuturor.
Mă refer aici și dacă îmi permiteți să-i numesc agenția Premium, casa de producție cu care am lucrat, Creart, televiziunea română, Camelia Robe, regizorul și scenaristul filmului, colegii mei toți, echipa, echipa de la Sibiu, Muzeul Astra, Junii Sibiului, centrul creației de acolo, Silvia Macrea, cu toții am muncit un an și postproducția încă un an, deci practic un proiect întins pe 2 ani de lucru, dar care, vezi, rămâne pentru generațiile viitoare. Cine va dori să știe ceva despre IA românească, va accesa acest film. Mă uitam și, făcând documentarea pentru interviu, am găsit și prăjitura de la bunica, dar nu o să vreau să ne etalăm talentul de bucătărese, nu de alta, dar la mine în casă nu prea s-a lipit. Vreau să te întreb altceva. Una dintre cele mai frumoase descrieri pe care le-ai primit era legat, mai ales în lumea asta în care totul e foarte superficial, Iuliana Tudor face audiență prin decență. Iar vedeta populară, mai presus de orice, mai ales că noi știm, lucrând o perioadă de timp în aceeași instituție, să știi că pentru mine a fost un pariu pe care eram convinsă că tu o să-l câștigi, cunoscându-te pe tine cât ești de încăpățânată și de exigentă. Ce faceți în perioada asta? Ce vedem la voi? Vreau să spun că nu eram atât de sigură de pariul despre care vorbești, dar vezi, a fost bine până la urmă. Sezonul ăsta ne-a adus iar în fața unei provocări, pentru că n-am avut public, decorul a trebuit regândit, lui Mărită, starea din platou, gândește-te să cânți un concurent care vine prima oară într-un platou de televiziune, să cânți fără să ai public. Să cânt, să nu se întâmple nimic, să nu ai nicio reacție, să nu te aplaude nimeni, să fii singur, singurel cu microfonul și cu juriul și cu orchestra. Deci a fost așa, cum să spun, o stare parcă trunchiată, la jumătate, din punctul nostru de vedere al celor aflați acolo. Și pentru mine, ca gazdă, a fost foarte complicat să mențin tonusul programului cu care oamenii sunt obișnuiți, din ton, din atitudine, din tot, să suplinim lucrurile care au lipsit. Dar uite că a fost bine, surprinzător, audiența a fost mai mare toamna aceasta, poate și pentru că, da, e un consum mai mare, oamenii fiind în casă mai mult, dar, vezi, a fost îmbucurător și aseară a fost semifinala, finala va fi de Revelion, începând cu ora 20:30. Sper din toată inima să fie alături de noi telespectatorii și, de ce nu, la anul, în sezoanele următoare, să avem parte iar de personaje interesante. Îți mulțumesc din suflet, Iuliana, că ai stat de vorbă cu noi astăzi. Crăciun fericit să ai împreună cu cei dragi, să fii sănătoși. Și să știi că eu cred foarte tare într-un lucru, că odată ce ai construit și ai pus niște cărămizi, publicul merge după tine, indiferent ce se schimbă, absolut indiferent, pentru că e o chestie de vibrație și ei s-au obișnuit deja cu felul tău de a fi. Îți mulțumesc și să fie un an mai bun, dar auzi, dacă nu fie așa de bun, noi oricum ne-am adaptat. Deci vezi, primul pas a fost făcut. Îți mulțumesc, te sărut, te îmbrățișez, doamnelor. Vă spun așa că nu contează și domnilor, mai ales domnilor. Contează prea puțin dacă masa e plină cu... Ce să spunem, și mie îmi place și toba, și calta boșu, și sarmalele alea aburinde, Doamne, dar nu e despre asta. E despre un minim sentiment că ești acasă, că ești în pace, că ești cu ai tăi, cei imperfecți, nu? Că până la urmă ce suntem dacă nu o serie întreagă, o gașcă întreagă de oameni imperfecți. Și atunci de Crăciun vă spun așa, orice ar fi, dar orice ar fi să ne aducă ziua de mâine, ea are și un sens pozitiv. Și din asta trebuie să ne hrănim, să aprindem o lumânare undeva în colțul mesei și să ne gândim că există oameni care au trecut războaie, că există oameni care au trecut prin dureri mult mai mari. Și atunci parcă nu merită să ne mai speriem și să ne temem și să ne văităm. Să aveți un Crăciun magic, să vă odihniți și să rămâneți absolut, sau măcar pe jumătate, optimiști. Restul, știți cum e, le rezolvăm noi, începând de mâine. Numai bine să vă fie!